o lume a sportului, care încercăm să dezlușim astăzi, în primul rând, importanța unor documente ale Comisiei Europene împotriva rasismului și discriminării. Ceea ce doresc să spun de la bun început este că în societatea contemporană sportul înseamnă mult mai mult decât antrenament și stadion. Sportul înseamnă, în societatea în care trăim, în primul rând, investiții, unele investiții enorme, așa cum au fost investițiile din Brazilia, unde în același an a avut loc și campionatul mondial, au avut loc și Jocurile Olimpice. De asemenea, investiții importante, cum a fost campionatul mondial din Rusia, sau investiții enorme, cum sunt cele din Qatar pentru următorul campionat mondial. Sportul înseamnă infrastructură, sportul înseamnă educație. De asemenea, sportul înseamnă mass media, înseamnă promovare, înseamnă ziariști și, în ultimul rând, cel puțin în ultimii ani, în mod special, sportul înseamnă acoperire universală. Avem evenimente care se petrec într-un colț al lumii și care sunt transmise în mod automat, fie de către televiziuni internaționale, fie prin intermediul așa numitei social media, pe internet, și avem această acoperire universală a tuturor evenimentelor sportive. Dar mai mult decât atât, sportul înseamnă foarte mult și respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor sportivilor, înseamnă egalitate de șanse și înseamnă, pe de altă parte, și combaterea discriminării. Nu doresc să vorbesc în acest moment de cazurile pe care noi le-am avut la discriminare și pe care le-am soluționat, și am avut, de asemenea, o colaborare foarte bună pe care doresc să punctez aici cu colegii de la AFAN, de la Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori din România. Mai mult decât atât, sportul înseamnă asigurări. Foarte puțini, din păcate, dintre sportivii din România beneficiază de o asigurare specială de sport. Sportul mai înseamnă profit și insolvență, dar sportul poate însemna și factor de unitate. Să nu uităm că atunci când sunt meciuri ale echipelor naționale de fotbal sau când sunt competiții mari, competiții internaționale, reprezintă un mare factor de unitate, în sensul că o țară întreagă stă cu sufletul la gură să vadă care va fi rezultatul. În afară de factori de unitate, de asemenea, mai înseamnă și mândrie națională, dar putem să vorbim și despre rasism. Putem să vorbim și despre violență, despre violența de pe stadioane. Să nu uităm ce s-a întâmplat chiar săptămâna trecută la Craiova, unde a fost o altercație între jandarmerie și suporteri, dar înseamnă sănătate și, mai mult decât atât, sportul înseamnă modele. Modele care sunt preluate de către tineri, modele la care ei se pot raporta. În acest context, ECRI, adică Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, a adoptat o recomandare de politică generală, și anume recomandarea de politică generală numărul 12. Pentru cei care nu sunt familiarizați, ECRI este în primul rând o instituție specializată în monitorizarea drepturilor omului. Ea a fost înființată încă din 2002, deci practic deja are o vechime foarte mare, și ultima recomandare de politică generală adoptată a fost în 2016 și se referea la refugiați. De asemenea, ECRI funcționează pe trei paliere de competență. Pe de o parte, se monitorizează respectarea drepturilor omului din toate statele membre ale Consiliului Europei și ne raportăm la un număr de 47 de state. ECRI lucrează pe așa numitele teme de politică generală și adoptă General Policy Recommendations, deci recomandări de politică generală, și așa cum vă spuneam, până în momentul de față au fost adoptate 16. Și o altă latură foarte importantă a ECRI este colaborarea cu societatea civilă. Și de asemenea,
nu o văd pe Irina Drexler, dar doresc să-i mulțumesc, o văd acum, doresc să-i mulțumesc că a fost aici. Din perspectiva ECRI, pentru România urmează un an extrem de important, pentru că anul viitor se va adopta raportul de țară. Vizita ECRI a fost deja, colegii din societatea civilă s-au întâlnit deja cu colegii mei de la ECRI, iar anul viitor urmează adoptarea raportului de țară pentru România. În acest context, așa cum vă spuneam, a fost adoptată această GPR, Policy Recommendation, numărul 12, referitor la sport. Și ECRI face câteva recomandări foarte importante, așa cum îi spune și numele, da, recomandare de politică generală, și ECRI face câteva recomandări foarte importante adresate statelor membre. În România avem un sistem complex de protejare a drepturilor omului și minorităților, sistem care este compus și din Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și le mulțumesc colegilor care sunt prezenți pentru tot sprijinul care l-a oferit acestei conferințe, doamnei vicepreședinte, de asemenea că a fost alături de noi în organizare. Deci avem un sistem complex de protecție a drepturilor omului care este compus din Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Avocatul Poporului, Departamentul pentru Minorități Naționale care este în interiorul sau în cadrul Guvernului României, Oficiul Național, Agenția Națională pentru Romi, care iarăși este în coordonarea Guvernului României. Colegul nostru, Ilie Dincă, o vreme a coordonat acest departament și cunoaște foarte bine munca departamentului. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că în România avem și un grup al minorităților naționale la nivelul Parlamentului României, grup care este o chestiune extrem de rară la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene. Așadar, în România avem un sistem complex, așa cum vă spuneam, de protecție a drepturilor omului. Recomandările pe care le face ECRI și în MAPE, toată lumea are acest material, și anume GPR numărul 12, deci General Policy Recommendation numărul 12. Am făcut un efort intens și am tradus această recomandare de politică generală în limba română. Musafirii noștri din străinătate o pot găsi în limba engleză, pot vedea direct textul în limba engleză. Așadar, recomandările pe care le face Consiliul Europei nu sunt foarte multe, în schimb, sunt extrem de concise și extrem de interesante. Să parcurgem câteva dintre ele împreună. Recomandarea, practic paragraful numărul 1. Statele membre vor trebui să adune informații despre situația și reprezentarea grupurilor minoritare în domeniul sportului, inclusiv colectarea de bune practici în acest domeniu. Paragraful numărul 2, recomandări pentru a concepe măsuri juridice și măsuri de politică generală adecvate. Recomandarea, paragraful numărul 3, rolul autorităților locale în asigurarea egalității de șanse și în ceea ce privește accesul la sport. Să nu uităm că în program un reprezentant al autorității locale ar fi trebuit să fie prezent aici și îi mulțumim pentru intenție, dar din probleme, să spunem, tehnice, administrative, la primărie, efectiv, nu am mai putut să ajung astăzi. De asemenea, punctul 4 al recomandării, rolul federațiilor sportive și al cluburilor sportive în asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la sport. Și în cursul zilei de astăzi o să vedem câteva exemple extrem de interesante și exemple în care s-a pus foarte mult suflet, acțiuni în care s-a pus foarte mult suflet și o să vedem cum unele dintre federațiile prezente au procedat și acțiunile pe care le-au făcut până în acest moment. Paragraful 5 al recomandării ne spune să ne asigurăm că există o legislație generală și specifică împotriva rasismului și a discriminării rasiale în sport. Și, de asemenea,
Un alt paragraf, să se asigure că legislația care vizează prevenirea și sancționarea infracțiunilor rasiste în domeniul sportului este pusă în aplicare în mod eficient. Cred că cei mai mulți dintre colegii mei au auzit sau sunt la curent cu așa numitul caz Banana, pe care l-am și sancționat și am reușit să identificăm. De fapt, a fost unul dintre rarele cazuri de acest gen în România. Practic, în România nu este, să zic, un fenomen rasist în sport. Punctul 7, organizarea și finanțarea campaniilor de sensibilizare antirasism. Colegii de la Federația Română de Fotbal o să ne prezinte strategia pe care o au ei în acest domeniu. Și alte puncte se adresează autorităților locale, poliției, acțiunilor pe care trebuie să le facă poliția, federația și cluburilor sportive, sportivilor și antrenorilor și, în ultimul rând, arbitrilor, pentru că de multe ori și arbitrii joacă un rol foarte important în gestionarea unor astfel de situații. Și la fotbal, dar am avut situații și la handbal cu sportiva din Brazilia, când a fost un eveniment, să zic, neplăcut, pe care noi la Consiliul pentru Combaterea Național, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-am sancționat. Și cred că un alt punct de care se ține foarte, foarte puțin seama în România, în momentul de față, este relația cu organizațiile suporterilor. Modul în care aceste organizații ale suporterilor sunt efectiv organizate, relațiile pe care organizațiile suporterilor le au cu cluburile și nu numai cu cluburile, inclusiv cu poliția și cu alte autorități publice. Și nu în ultimul rând, și cu asta aș dori să mă opresc, în ceea ce privește prezentarea recomandării de politică generală 12, se referă la sponsori și la industria de publicitate și la rolul pe care aceștia îl joacă în combaterea rasismului și discriminării rasiale în sport. Înainte de a trece mai departe, aș dori să facem împreună o rapidă trecere în revista vorbitorilor de astăzi, vorbitori foarte importanți. Aș dori să-i urez bun venit lui Ignatius, care este campion mondial, a făcut un efort important să vină, el este de origine din Ghana, dar în momentul de față trăiește în Olanda și a făcut un efort important să fie astăzi alături de noi. De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este reprezentat de doamna vicepreședinte, Tatiana Sandu, cărei mulțumim că e alături de noi. Mai târziu cred că o să ni se alăture și domnul președinte. Domnul viceprimar nu a putut să vină. De asemenea, avem onoarea să o avem alături de noi pe Iris Hugo Bouvier, care este reprezentanta pentru fotbal și așa numitul CSR, Corporate Social Responsibility, din cadrul UEFA și dânsa va avea o prezentare cât extrem de interesantă. Aș dori să-i mulțumesc lui Adrian Stângaciu că a fost în permanență alături de noi. Va avea tot așa o prezentare despre acțiunile pe care le face Federația Română de Fotbal. Narcisa Lecușanu, nu știu dacă are nevoie de vreo prezentare, este membru birou executiv al Federației Internaționale de Handbal. În partea a doua avem pe Camelia Medei, care este doctorandă și cred că este una dintre puținele persoane care face doctorat în drept sportiv din România. Un doctorat foarte, foarte interesant și un doctorat foarte important. Ea a studiat în state diferite, inclusiv în Franța, la Universitatea Sorbona. Tot în partea a doua o să vină Lucian Negoiță, care cred că se va prezenta pe el în primul rând. Este pe drum și o să sosească. O avem pe colega noastră Diana Pană, Diana Cornelia Pană. Nu o văd, o văd acum. Așa. Care încearcă să facă niște acțiuni foarte interesante cu asociația Prin Tenis. Dragoș Popescu, îl salut și pe el, și el a făcut studii foarte interesante, inclusiv în străinătate, a studiat în Spania, a făcut un master în Spania în dreptul sportului.
Cred că nu foarte mulți colegi din România au trecut prin acest maserat. Sunt câțiva, așa. Diana Pirciu, de la Federația Română de Fotbal, și în ultimul rând Roxana Popescu, de la Federația Română de Tenis, care are experiență foarte mare într-o chestie, să zic așa, coroborată între sport și dreptul muncii și egalitate de șanse. Și ea va aborda prezentarea puțin mai târziu, cred, din această perspectivă. Așadar, cred că am vorbit destul de mult, dar aș mai dori să fac o mică precizare. Am fost extrem de plăcut surprins că îl avem alături de noi pe Alexander. Alexander, welcome. El vine de la Football Against Racism in Europe. El a făcut o călătorie foarte lungă și complicată, a venit de la Londra azi noapte. Please, I kindly ask you to sit at the table, please, Alexander. A fost o surpriză în sensul că am aflat azi noapte că vine în România. Dar mă bucur că până la urmă a reușit să fie alături de noi și chiar dacă nu este în program, o să ne prezinte acțiunile pe care le face FARE, Football Against Racism in Europe, pe care le face în special în colaborare cu UEFA, cele mai multe dintre ele. Bun, așadar, welcome Alexander, eu mă opresc aici cu discursul și intru în rolul de moderator. Și dau cuvântul lui Ignisius pentru prezentare. Ignisius, the floor is yours. First of all, I will... Primul rând, aș dori să-i mulțumesc, Cristian, pentru invitația adresată. Nu știu dacă știați, dar din 10 jucători la Cupa Mondială, care sunt născuți în afara țării, unul din 10 jucători sunt născuți în afara țării pentru care joacă. Acest lucru este valabil și pentru țara în care provin, Maroc, care este o țară de import pentru acest jucător. Fotbalul nu este singurul sport afectat de acest fenomen. Națiunea mea se mândrește și cu alte sporturi. În 2012 s-a afirmat că 61% dintre competitorii care au participat la 11% din competitorii care au participat la Olimpiada de la Londra proveneau din alt țară inițial, au avut cetățenia unei alte țări decât cea pentru care ajunseseră să concureze. Nu știu dacă această situație s-a schimbat după Olimpiada respectivă, așa cum am aflat mai târziu, așa, această metaforă care a fost folosită în ziarul respectiv, așa numiți britanici, a fost o metaforă nefericită și nu știu, sper că lucrurile s-au îmbunătățit între timp. Astăzi aș vrea să vă împărtășesc povestea unui tânăr atlet din Ghana care lucrează, care a schimbat continentele pentru a-și îndeplini visul de a fi admis la Jocurile Olimpice. Recunoașteți poate vreunul dintre cei prezenți pe atletul din imagine? Nu, probabil că nu. Nu e. Este exact. That is Abeli Pele. Este Abeli din Ghana. Trebuie probabil să aleg poate cu mai mare atenție pozele care mă reprezintă, dar poate aici vedeți mai bine în acest cuplu minunat reprezentat pe ecran. Așa cum spuneam, da, trebuie să aleg mai bine fotografia. Aici în această fotografie este mama mea, o săritoare în lungime, cu foarte mare experiență și o sursă de inspirație pentru mine, iar tatăl meu, jucător de fotbal, în ce rezultă sau unde au dus toate aceste experiențe de familie și personale. Permiteți să vă explic, la 7 ani am început să funcționez ca
sportiv, fotbalist, la momentul respectiv eram capitan al echipei de fotbal și țin minte că viața era dificilă la momentul respectiv. Aveam 6 frați, însă fotbalul era o distracție extraordinară, însă a trebuit să mă opresc atunci când a trebuit să... că am avut o accidentare la față. La vârsta de 15 ani am început atletismul, am început cu proba de 5.000 de metri, am zis, bun, nu e chiar pentru mine, după care am încercat la sărituri în înălțime și apoi am constatat că am auzit că școala avea nevoie de un săritor în lungime. Am crescut că astfel va fi mai ușor să mă apropii de fete. Însă, până la urmă, săriturile nu erau un sport atât de interesant. Eram în continuare departe de fetele aflate în public. La vârsta de 16 ani am devenit partea echipei naționale a Ghanei în campionatul african. Aveam deja antrenamente 2 ori pe săptămână. Era și numărul de dați de câte ori trebuia să fac în permanență naveta către terenul de atletism. În Ghana, un teren de fotbal se găsește în orice cartier, în timp ce terenul de atletism se găsește destul de dificil. Trebuia să ajung la un teren aflat la o distanță 10 km de mine. M-am întors de la competiția africană cu 2 medalii la proba de 1500 de metri și la săritura în lungime. Evident, lucrurile nu curgea lapte și miere. Am avut posibilitatea, din păcate n-am putut să particip la un campionat în Santiago pentru că mi s-a spus că nu există buget, dar am auzit mai târziu că câțiva colegi au fost trimiși totuși la Santiago. Tatăl meu, ca ultim efort, a trebuit să plătească biletul de avion pentru a participa totuși la respectivul campionat. Dezamăgit de propria mea federație sportivă, în anul 2001 m-am mutat din Ghana în Olanda pentru a-mi urma visul de a deveni un atlet mai bun. Evident, luarea unui acest fel de decizie este o decizie dificilă pentru orice atlet, indiferent de domeniu. Lucrurile nu s-au dovedit atât de ușoare. La început a trebuit să încep să lucrez ilegal într-o spălătorie și mi-am continuat antrenamentul. Am făcut acest lucru peste un an și jumătate și multe lucruri din viața mea s-au schimbat. Pentru respectiv, dacă îmi permite să vă spun o poveste la momentul respectiv, imaginați-vă ce însemna un tânăr de 18 ani care venea dintr-un alt continent, care trebuia să meargă pe bicicletă în Rotterdam. Lăsând deoparte faptul că mă aflam acolo, singur, fără nicio familie care să mă sprijine, confuz, însă gata să-mi dau măsura talentului. Am ajuns la un teren ascuns teren de antrenament, ascuns în spatele unei păduri. Ce puteam să fac? Mi-am evaluat posibilitățile și am luat decizia cam fiecare dimineață, la 8 dimineața, să mă întâlnesc cu atleții care folosesc. Asta înseamnă că trebuia să mă scol dimineața la ora 8 deja să fiu pe teren respectiv antrenament. Nu era nimeni deja acolo. Am zis, bun, e bine. Atunci pot să vin și mai devreme, că cu siguranță dacă vin mai devreme o să mă întâlnesc cu altcineva, cu un atlet. Dacă vin la ora 7 dimineața, tot n-apărea nimeni. Bun. Am zis, atunci poate la 6 dimineața, dacă ajung acolo. Și cum vă puteți ușor imagina, tot nu era nimeni cineva acolo. De ce nu era nimeni pe pista de atletism? Tot se vedeau urme de activitate. Existau echipamente lăsate în diferite poziții, așa încă, bun, am decis să mă duc la pista de atletism la 5 dimineața. Care este cel mai prost sfat pe care l-am primit la momentul respectiv, să mă opresc din antrenament dacă nu îmi pot atinge obiectivele. Ce am vrut, a trebuit să continui și să mă încăpățânesc să fac acest lucru și vreau să mulțumesc oamenilor care m-au ajutat pentru sprijinul acordat și sfaturile extraordinar de prețioase pe parcursul antrenamentelor. Prima competiție la care am avut ocazia să particip, atunci când, după mutarea în Olanda, aici aveți fotografii de la acest moment, în Hilversum,
totul s-a schimbat după participarea la această competiție, unde am avut ocazia să sar 8,12 metri. După această performanță, un antrenor m-a abordat și am devenit sportiv profesionist din 2003, la o vârstă de 20 de ani. Când cineva te întreabă, bun, care este cel mai momentul care ți-l aduci cel mai cu drag aminte din cariera asta, răspunsul meu este acesta și mi-amintesc de acest moment special cu prietenii și de aceea menționez cât de importante sunt aceste momente care evocă performanța și sacrificiile făcute. Acesta este lucrul de care mi-aduc aminte cel mai bine. Acesta este lucrul care le evocă. Performanța necesită sacrificii. Uneori se întâmplă evenimente nefericite și trebuie să te adaptezi rapid. De foarte multe ori pe parcursul unor competiții mi s-au rupt încălțările specializate. De multe ori a trebuit să împrumut o pereche nouă de încălțări de la un competitor. Singura problemă, evident, că cel de la care împrumutam purta 42 și cel la 44. Cu toate astea, tot am reușit să obțin un record la nivelul continent african. Se pare că viața era intrase deja pe un bună direcție și am reușit să particip la campionatul european din Paris, după care la campionatul la Olimpiada din Atena. Știam că urmează campionatul european din Atena, știam că urmează să vină momentul în care să devin campion mondial, trebuie doar să aștept suficient. Cât ar trebui să aștept? Bun. Mulți consideră că ar trebui să aștept destul de mult. Mulți cred că, în mod normal, 10.000 de ore, 10.000 ore de antrenament necesită acest lucru. 10.000 de ore înseamnă numai puțin 9 ani de practică în care să-ți dedici în permanență activității pentru 3.300 de zile. Programul meu de lucru la momentul respectiv, programul de antrenament era de 2 ore pe zi. Din fericire, n-a trebuit să aștept atât de lung pentru a deveni un campion mondial. La campionatul mondial din Helsinki din 2005 am reușit să câștig medalia de argint. Medalia de aur mi era atât de aproape. În 2006, campionatul de atletism desfășurat în sală, am devenit campion mondial. 2006 a fost un an bun, plin de medalii de aur. 3230 de ore de antrenament. Acesta a fost prețul pe care trebuie să-l plătesc. Însă nimic nu avea să prevadă chinioanele care poate mă așteptau. 3120 de ore de antrenament. În următorul an mi-am rupt un tendon și mi s-a spus că nu mă mai pot întoarce în competiții sportive. Dacă aș fi luat o pauză lungă la momentul respectiv, aș fi putut să-mi spun definitiv adio carierei mele. Am început să mă bazez pe piciorul meu stâng pentru a continua antrenamentele de o manieră diferită. Pentru nu e modul în care aș acționa monolog, pentru că sunt un atlet de picior drept, însă le-am demonstrat oricum în arenă în 2010 că se poate face această revenire, când am terminat al treilea campionatele. Mondiale. Această participare a devenit un moment extraordinar pentru mine, însă organizarea n-a fost cea mai fericită, poate cel mai fericită în 2010. Echipa, atleții au trebuit să schimbe, echipa a trebuit să doarmă în aeroport la întoarcere și a trebuit să dorm pe podeaua aeroportului cu pedalia în brațe. Însă, evident, un astfel de campionat, nu, de gen, singura problemă cu care atleții din Ghana trebuie să se lupte, de exemplu, trebuie să se lupte în orice cameră de hotel cu țânțarii. Țânțarii sunt purtători de infecții, după cum vă puteți imagina, în Africa de multe ori nu întotdeauna se pot aștepta ca premiile să fie plătite, să le fie achitate. Uneori sunt contestații în care sunt înaintate arbitru și întotdeauna se finalizează cu succes. În anul 2013 am început să reprezint Olanda în relația cu atleții din Africa și de multe ori mi-am pus problema, bun, i-am întrebat pe atleți cum vă simțiți după o accidentare gravă, ești sau nu mai emoționat înainte de o nouă săritoare, a fost performanța afectată sau nu?
Permiteți-mi să vă răspund la acest gen de întrebări și să vă introduc practic ce înseamnă atmosfera unui campionat mondial de atletism. Everybody chasing the huge jump by Alexander Menkov, 8:52. And I think Geyser may have jumped himself into the medals now. All was smooth, deceptively powerful on takeoff, maintains his speed well. Well, even that jump by Menkov is not insurpassable. Everybody will give it their best shot, but 8:52 is a big, big lead. It's a new national record for the Netherlands. 8:29 in second. Record național pentru Olanda. To sum up, pentru a rezuma, m-am simțit extraordinar. Am terminat pe locul 2 în campionatul mondial la momentul respectiv. My career cariera mea a continuat. În 2015 am devenit campionat continental în cadrul cupei continentale AIF, reprezentând Europa. În 2016 am terminat al treilea în campionatul european, în sfârșitul Amsterdam. Aș fi putut să ajung la Jocurile Olimpice în 2016, am ales să nu fac acest lucru. Aș vrea să finalizez prezentarea informându-mă că am un angajament, mi-am făcut un angajament personal prin fundația mea de a mă dedica cauzei tinerilor sportivi din Ghana care își urmează cariera și mă dedic ideii de a ajuta sportivii, jucătorii de fotbal, atleții, pentru a-și ajuta maximum de potențial. Nimeni nu trebuie să se simte descurajat de faptul că la un moment dat îi lipsesc sprijinul sau mijloace financiare pentru a-și atinge visele. Amintiți-vă că o persoană este respectabilă numai dacă știe să respecte, să respecte pe ceilalți. Vă mulțumesc și aș vrea să-i mulțumesc în modul lui Alex pentru faptul că mi-a dat ocazia să vă spun toate aceste lucruri. Ignisius, thank you so much. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Ce este remarcabil este faptul că Ignisius dorește să... De fapt, nu dorește. A început deja munca la o fundație care îi poartă numele și această fundație a făcut-o tocmai în ideea de a ajuta tinerii sportivi, de a ajuta să treacă peste toate provocările și peste toate lipsurile de care s-ar putea lovi, să spunem, un sportiv, un atlet. În continuare, voi da cuvântul doamnei Iris Ugobuvie din partea UEFA. Iris, you have the floor. I'm waiting for the presentation. Thank you. I just wanted to say something. Aș fi vrut să mai adaug ceva legat de prezentarea vorbitorului precedent. Nu este atât de evident din perspectiva unui atlet, a unui jucător sau unui sportiv. Nu e atât de ușor să ia cuvântul, să vorbească în public. Nu le place atât de mult acest lucru, ci le place să atingă, să facă, să performeze. Și aș vrea să apelez la toți sportivii, jucătorii, să ia cuvântul, să vorbească, pentru că avem nevoie de aceste modele umane. Mulțumesc. După ce prezentarea este proiectată, o să încep. Aș vrea să mă prezint. Lucrez de 23 de ani, peste 23 de ani pentru UEFA, timp de 10 ani în domeniul responsabilității sociale, în domeniul sportului. UEFA, așa cum știți, este o asociație a asociațiilor de fotbal. Avem 55 de state membre, inclusiv România. Desigur, ultimul nou venit în asociația noastră este, poate știți, Kosovo. Ce înseamnă fotbalul și responsabilitatea socială în domeniul fotbalului? Responsabilitatea socială este poate un domeniu, este un concept bine cunoscut, însă încercăm să atingem un nivel de dezvoltare socioeconomică sustenabilă, căci atât din
cât și în egală măsură și în fotbal, dorim să atingem acest obiectiv împreună cu factorii interesați. Putem de asemenea să, dacă doriți, poate să vizionați acum videoclipul. E la finalul prezentării mele. Sunt la slide-ul 6, dacă reușim să ne încadrăm cu prezentarea. So social responsibility, I don't will not speak too much about it. Nu să considerăm că nu facem neapărat o muncă caritabilă, ci aceasta este până la urmă, acestea sunt sumele pe care le primim pentru proiecte noastre, acestea sunt investite pe termen lung. Acesta înseamnă proiecte cu durata 4 ani. Dorim ca partenerii noștri să beneficieze de efecte de durată și să putem să contribui la societate. Nu apelăm neapărat la organizații caritabile pentru că vrem să ne îndeplinim misiunea în primul rând. Deci se poate deschide prezentarea? Bun. Programul nostru încearcă să îmbunătățească nivelul de integritate în fotbal și în societate în ansamblu ei. Cum acționăm? Cum ne întreprindem acțiunile? Avem mai multe parteneriate încheiate? Unul dintre parteneriate vizează discriminarea și rasismul. Parteneriatul nostru cu Rețeaua Fare se concentrează pe combaterea rasismului, pentru că reprezentanții Fare sunt aici în sală, pot să explice exact ce fac. Fare este denumirea Asociației Fotbal Împotriva Rasismului în Europa și este o organizație tip umbrelă care reunește grupuri și organizații în vederea combaterii inegalităților în domeniul fotbalului. Dorim, în primul rând, să ne adresăm grupurilor de suporteri și asociațiilor naționale și cluburilor de amatori. Preună cu Fare au fost organizate o serie de conferințe înainte de campionatele europene. Seminarul cu privire la discriminarea instituțională s-a concentrat pe tema diversității și ca acțiuni întreprinse anual, Fare organizează săptămâni dedicate. De asemenea, există un sistem de monitorizare împreună cu FIFA pentru monitorizării aspectelor legate de discriminare în fotbal. Și aceste grupuri de lucru adresează rapoarte. Am adoptat o politică de tip toleranță zero cu privire la aspectele rasiste. În anul 2013, UEFA a adoptat o rezoluție care subliniază de angajamentul organizațiilor sportive în domeniul fotbalului de combatere a rasismului. Regulamentul include o serie de sancțiuni în cazul în care există comportamente discriminatorii, în cazul în care spectatorii activează astfel, este posibilă o închidere parțială ca un prim avertisment și o închidere totală însoțită de o amendă de 50.000 de euro, precum și interzicerea accesului pe stadioane pentru o perioadă de până la 2 ani. Dorim să protejăm jocul, de asemenea prin evitarea cazurilor în care sunt insultați oficialii prezenți la meciurile de fotbal. De asemenea, organismele de disciplinare au autoritatea de a acționa în cazul în care o asociație membră nu reușește să emită sancțiuni corespunzătoare sau sancțiunile sunt inconsistente și în domeniul corupției, dopingului
În același timp, în cadrul UEFA am decis ca în cazul oricăror infracțiuni legate de corupție sau aranjamente ale meciurilor să fie urmărite indiferent de perioada de timp în care s-au petrecut. În cadrul acestui, la începutul anului am semnat un memorandum de înțelegere cu Comisia Europeană pentru promovarea unor valori comune la nivel european, precum nediscriminarea, solidaritatea, diversitatea și egalitatea de gen. De asemenea, am semnat în relația cu Parlamentul European, 25 octombrie 2018, membrii Parlamentului European au solicitat adoptarea unei rezoluții care a fost adoptată cu peste 300 de voturi, 355 de voturi și 90 de abțineri, prin care s-a solicitat contracararea unui val care e aflat în continuă creștere de manifestarea xenofobiei pe arenele sportive. UEFA a apreciat comentariile făcute de Parlamentul European, considerând că este vital să abordăm mai ales problema grupărilor neonaziste. S-au luat măsuri importante în acest domeniu fotbal și intenționăm să fructificăm la maximum toate oportunitățile pe care le avem la dispoziție pentru a împiedica prezența pe stadioane. Ajungem astfel la una dintre acțiunile recent întreprinse în anul 2018. Este partea acțiunilor noastre de parteneriat încheiat cu FARE. Sunt denumite săptămânile de acțiuni Football People și acest se desfășoară prin intermediul platforme organizate împreună cu organizații naționale pentru a sublinia faptul că fotbalul european sprijină ideile de diversitate și egalitate. Acestea sunt principalele competiții pe care le organizăm și în care am activat în această direcție câteva fotografii relevante. Pentru a avea o idee de ansamblu, partea inițiativei UEFA, Respect. And this is one of our... Și acesta este unul dintre afișele noastre care îi arată pe jucători. În aceste săptămâni de acțiune, Football Action, suntem prezenți în media digitală, realizăm obiecte promoționale, tricouri, fanioane dedicate, personalizate acestor acțiuni. Poate ajungem și la un material video, dacă... No to racism. No to homophobia. No to division. No to nationalism. No to the discrimination. No to sexism. Instead, our club is open-minded and says yes to integration. Yes to diversity. Yes to equality. Yes to openness. Yes to unity. Yes to friendship. We are all one team. We are all one family. We are football people. And we welcome all to our club. Young boys forever. Young boys forever. Young boys forever. This was... Aceasta a fost o promovare de către Young Boys Band în FARE. A emis de asemenea bunele practici din partea grupului UEFA. Când vorbim despre un seminar care mi se pare important pentru fotbal și refugiați vis-a-vis de inițiativele legate de fotbal, în care vorbim despre crizele refugiaților. Este un document oficial în octombrie 2018, dar doar variantele în franceză și engleză sunt confirmate.
Pe 2 și 3 aprilie vor avea loc aceste convenții în Londra, unde vom lucra pe aceste teme. Și dacă doriți câteva link-uri pentru website-urile aferente, sunt greu de văzut, dar posibil puteți să dați click pe ele. Avem o campanie Play Strong, care promovează fotbalul feminin, și avem și câștiguri egale care se referă la incluziunea, diversității. Acestea sunt elemente care țin foarte mult de ce ne este dragă. Vă mulțumesc pentru atenție. Iris. Mulțumim, Iris. Pentru o prezentare foarte interesantă și un insight al muncii tale la UEFA. La Consiliul pentru Combaterea Discriminării am fost parteneri și am organizat împreună cu AFAN-ul. Anul trecut am fost parteneri și am organizat Football People. A fost o acțiune foarte interesantă în care am prezentat toate cazurile de discriminare care au avut loc în fotbal în România anul trecut. Din păcate s-a nimerit să avem și acest caz nefericit cu Banana, când, mă rog, un suporter, a fost un meci al Rapidului, a aruncat cu o banană, un gest foarte urât după un sportiv de culoare, dar până la urmă, mă rog, respectivul, adică persoana care arunca banana, a înțeles că a procedat foarte urât și a acceptat o întâlnire cu sportivul și și-a cerut în mod public scuze. Cred că unul dintre puținele cazuri în care s-a întâmplat așa, pentru că de cele mai multe ori cei care fac astfel de gesturi sunt foarte greu de identificat și foarte greu de sancționat. Pentru că Iris ne-a vorbit despre colaborarea dintre UEFA și FARE, Football Against Racism in Europe, o să-l rog pe Alexander să ne spună câteva cuvinte despre programele care pe care le derulează FARE. Alexander, please, the floor is yours. Bună dimineața tuturor! În primul și în primul rând aș dori să mulțumesc lui Cristian pentru că a organizat o conferință atât de interesantă și de succes. E o plăcere pentru mine să fiu aici, abia am sosit, este pentru prima oară că mă aflu în București, e minunat să mă aflu aici și vă mulțumesc. Vis-a-vis de munca de la FARE, aș dori să mulțumesc și pentru prezentare. Deci noi la FARE, așa cum s-a menționat, avem o rețea cu membrii din 60 de țări. Tocmai am făcut campania care se numește Football People Weeks, care se referă la o campanie de incluziune socială antirasism cu un accent pe diversitate și incluziune pentru toți. Asta include inclusiv minoritățile etnice, femeile în fotbal, drepturile LGBTQ și orice formă de incluziune de care putem beneficia, folosind fotbalul ca un liant pentru a încuraja diversitatea și incluziunea pentru toți. În ceea ce privește cifrele evenimentului de acest an, putem spune că a fost un succes. Peste 100.000 de oameni în Europa și de pe mapa mondă au fost implicați. Foarte multe evenimente au avut loc aici în România, chiar și aici în București și în alte orașe, așa cum a menționat și Cristian. Desigur, și în Europa, în multe alte țări, dacă nu mă înșel, peste 60 de țări au fost implicate în peste 2000 de evenimente. A inclus o campanie foarte puternică pe social media, unde am avut zeci de milioane de oameni care au intrat în acel spectru. Young Boys Band, ce ați avut înainte, un exemplu al Federației Române de Fotbal și altele federații de fotbal care au implicat jucători, de exemplu, de la Inter Milano sau de la Napoli, Tottenham Hotspur și alte cluburi în Europa. Și prin acestea, accentul pe care dorim să-l menționăm este să se referă la diversitate și incluziune pentru toți. A fost un eveniment de succes sub patronajul UEFA. Și așa cum s-a și menționat, am avut o schemă de observatori care se uită foarte clar la elementele de rasism în cele 55 de asociații naționale de fotbal și are un sistem de clasament în funcție de jocuri, riscuri de elemente de rasism și așa mai departe. Și noi mergem la acele evenimente și oamenii ne raportează nouă
orice eveniment de acea natură și apoi vom încerca să ducem mai departe acele elemente către autoritățile relevante și să pedepsim acele date. Dar la modul general vorbim despre incluziune pentru toată lumea. Și să nu uităm, fotbalul este jocul frumos. Îmi cer scuze, nu am pregătit un discurs, dar aceasta este un element scurt de prezentare. Îi mulțumesc lui Cristian că m-a invitat. Dacă aveți întrebări, vă rog, adresați-le. Mulțumim, Alexandru, în primul și în primul rând îți mulțumim pentru efortul tău. A fost ca o aventură, nu? Toate acele mail-uri la miezul nopții pe care le-am schimbat, nu știam că tu o să fii. Deci îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici, alături de noi. Inițiativă sau ultima inițiativă a Parlamentului European care a adoptat această rezoluție împotriva combaterii rasismului pe stadioanele de fotbal. Este ultimul document, ca să zic așa, oficial, în care se arată îngrijorarea pe care Parlamentul European o arată față de manifestările care au loc pe stadioane. De asemenea, Alexander a menționat un program, de fapt, foarte interesant pe care ei l-au, legat de monitorizarea rasismului pe stadioane. E un program care e dezvoltat deja de câțiva ani de zile, în care persoane care sunt, ca zic așa, sub acoperire, care au identitatea protejată, participă la meciuri de fotbal, participă în sensul monitorizării actelor de rasism care se petrec pe stadioane. E o evoluție foarte interesantă pentru că unul dintre aceste cazuri a ajuns inclusiv la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv și există o decizie foarte interesantă a Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv în care se spune că identitatea celor care fac această monitorizare ar trebui devoalată. Cu toate că obiectul cauzei la TAS nu a fost acțiunea sau monitorizarea afară, a fost de fapt ridicarea sancțiunii care a fost aplicată de UEFA. Mă rog, cred că un pic cei de la TAS au depășit cumva competențele și s-au pronunțat și pe altceva în afară de obiectul sesizării. Aș dori să-i urez bun venit colegului, prietenului și președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Salos Ciobo, și cred că o să te rog să spui câteva cuvinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumesc, Cristi. Nu aveam un program, să zic așa, să spun câteva cuvinte, dar îți mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a adresa câteva cuvinte cu privire la acest eveniment. În primul rând, îmi exprim bucuria că avem un astfel de eveniment care se concentrează și diseminează problematica prevenirii și combaterii discriminării în sport, un domeniu extrem de complex cu o serie de provocări în ce privește implementarea acestui principiu în mod efectiv în viața sportivă. Este un domeniu complex și cu multe provocări pentru că avem de-a face cu activități sportive care în sine prezintă o complexitate de regulamente, reguli, tipuri de sport, ramuri de sport care prezintă o serie de elemente specifice și am realizat acest aspect în momentul în care am primit plângeri din acest domeniu, ar fi, de exemplu, la handball sau basket, de ce am putea accepta ca un număr din jucători dintr-o echipă să aibă o anumită înălțime la zona de selecție, se justifică, nu se justifică, sau zona de selecție a sportivilor în general, începând de la barem până la problematica selecției într-o echipă sau alta, sunt criterii transparente, nu sunt criterii transparente. Încheierea unui contract
cu privire la această relație sportivă, care din punct de vedere juridic este o relație de muncă specifică, dar o relație de muncă cu o serie de interpretări. Derularea acestui raport de muncă specific, din nou, poate să prezinte o serie de provocări, care deseori deciziile se iau pe elemente subiective, nu întotdeauna legate de performanță, și aici poate să intervină hărțuirea unui sportiv, astfel cum am avut o serie de cazuri la instituția la care lucrăm. Acesta este un aspect. Pe de altă parte, sportul este un fenomen extrem de vizibil. Fiind un fenomen vizibil, transmite mesaje și este formator de opinie prin actorii implicați în viața sportivă, nu doar efectiv sportivii, ci și antrenorii, respectiv întregul staff care poate fi implicat într-o astfel de activitate. Spectatorii, din nou, sunt actori ai fenomenului sportiv, pentru că se exprimă și transmit mesaje. Ca atare, din nou, este o provocare în a gestiona și a preveni transmiterea unor mesaje care pot fi calificate ca discurs de ură sau care depășesc limitele libertății de exprimare, care reprezintă rasism sau alte forme de discriminare. Am început cu primele cazuri în România încă din 2005. Mi-aduc aminte de la un meci de fotbal Steaua Rapid, în care galeria clubului Steaua a proferat mesaje, ar fi, citez, moarte țiganilor, și o mare parte din membrii galeriei erau de etnie romă. Sau cu Bănel Nicoliță pe garduri, jucător la FC Steaua București, strigând împreună cu spectatorii, el fiind de etnie romă. Bineînțeles că am o primele provocări juridice în instanță în a decide dacă clubul organizator are o răspundere juridică pentru manifestările suporterilor și am reușit să convingem instanța că da, după care au urmat alte provocări, în ce măsură răspunde un arbitru, un observator de joc, o federație sportivă, și după 13 ani, putem să spunem că încet, încet se cristalizează o jurisprudență în care noi am avut un rol important și am început să ne și specializăm, având colegul Cristi Jura, un membru al colegiului care s-a specializat până la urmă pe acest domeniu sportiv, care rămâne prezent în portofoliul nostru de plângeri, ca să mă exprim așa. Și în continuare, dincolo de faptul că noi în instituție suntem sportivi, amatori desigur, cel puțin după câte cunosc, rămâne în continuare o provocare, iar astfel de ocazii cum este cea de astăzi ne oferă posibilitatea să împărtășim cu dumneavoastră problemele cu care noi ne confruntăm, respectiv dumneavoastră să ne împărtășiți punctele de vedere și problemele cu care dumneavoastră vă confruntați. Mulțumesc, Cristi, îmi pare rău că n-am putut să fiu aici de la început și mai stau cu dumneavoastră, pentru că e un subiect care mă interesează. În primul rând mă consider sportiv, după care suntem chemați să soluționăm plângeri. Mulțumim frumos pentru prezentare. În continuare mergem și respectăm programul și următorul vorbitor este colegul și prietenul nostru Adrian Stângaciu de la Federația Română de Fotbal. Adrian? Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, deși trebuie să fac o confesiune. Cred că este cel mai dificil subiect despre care a trebuit să vorbesc vreodată până astăzi. Presupun că toată lumea de aici este de acord că rasismul și discriminarea în sport reprezintă nu doar o problemă de maximă importanță, ci și
o chestiune extrem de complexă și la care există numeroase întrebări cu răspunsuri mai mult sau mai puțin clare sau cristalizate. Este adevărat că există numeroase litigii pe rolul instanțelor de drept comun, chiar Federația de Fotbal are unul cu CNCD-ul, urmează să vedem ce se va decide, dar nu despre acest litigiu suntem astăzi aici să discutăm. Ceea ce vreau să prezint astăzi este o chestiune de actualitate. Presupun că știți că Federația Română de Fotbal este subiectul unor sancțiuni din ce în ce mai dese, atât din partea FIFA cât și a UEFA, cu privire la manifestările rasiste și discriminatorii ale suporterilor, astfel că am ajuns aproape să jucăm la fiecare un joc sau două de acasă, unul fără spectatori, ceea ce este cu adevărat îngrijorător. Astfel că principala problemă pe care vreau să o tratez este dacă există astfel de manifestări discriminatorii și rasiste pe stadioanele de fotbal, la meciurile organizate de Federația Română de Fotbal, deci când joacă echipa națională sau la jocurile echipelor de club, și care sunt sancțiunile la care ne expunem în situația în care aceste evenimente există. Sigur, răspunsul este fără doar și poate da, există manifestări rasiste pe stadioane. Sunt foarte mulți care nu înțeleg acest lucru, chiar și pe internet, dacă se dă un simplu search pe Google, se observă că majoritatea, în proporție de 99%, majoritatea rezultatelor care se obțin sunt discriminări sau comportamente jignitoare față de o persoană pe motiv de rasă sau culoare. Și atunci, deseori, foarte multă lume m-a întrebat, bun, dar în România nu se întâmplă așa ceva, este o chestiune de excepție dacă se întâmplă vreodată. De regulă, nimeni nu are nimic cu persoanele de culoare sau de o altă rasă. Cum se poate spune că există manifestări rasiste pe stadioanele din România? Sigur, chiar dacă pe acest palier minim nu sunt numeroase incidente, definiția comportamentului rasist și a discriminării dată de forurile internaționale și chiar de Federația Română de Fotbal prin regulamentele proprii este mult mai largă, implică orice faptă care este de natură a afecta o persoană sau un grup de persoane într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, cum am spus, limbă, religie, sex și aceasta este cel mai important aspect, origine etnică. Toate acestea sunt considerate manifestări rasiste și sunt sancționate ca atare. De ce spun că aceste aspecte legate de jignirile privind originea etnică sunt considerate manifestări rasiste, pentru că în România acestea se întâmplă cel mai des. Sunt arhicunoscute scandările privind atitudinile anti-maghiare și iarăși foarte multă lume mă întreabă, bun, dar noi jucăm cu Serbia, jucăm cu Polonia, nu știu, cu Azerbaijan, n-am jignit pe nimeni cu astfel de scare, pentru că cei din teren nu se pot simți jigniți atâta timp cât nu sunt etnici maghiari. Sigur, dar FIFA, UEFA și mai ales prin intermediul FARE, practic principalele probe în sancționarea federației sunt rapoartele emise de FARE, nu acceptă astfel de atitudini rasiste, discriminatorii, indiferent împotriva cui sunt. Practic, ideea de bază este și principiul care trebuie respectat în astfel de situații este că trebuie să îți încurajezi propria echipă fără a jigni, fără a afecta nicio altă persoană. Nu contează dacă cei din teren sau din suporterii adverși sunt sau nu țintele adresărilor respective. Și pentru că am stabilit acum că se întâmplă astfel de manifestări rasiste și discriminatorii pe stadioanele de fotbal în care sunt implicate echipele românești, vreau să vă spun că FIFA și UEFA și FRF au o poziție de toleranță zero față de astfel de manifestări. FIFA, prin intermediul articolului 58 din regulamentul disciplinar,
prevede sancțiunile care se acordă în astfel de situații. Le vedeți în prezentare, nu o să le reiau. Este o abordare diferențiată în funcție de persoanele care comit abaterile disciplinare. Astfel sunt sancțiuni pentru jucători și oficiali, plecând de la un minim de 5 jocuri pentru respectivele persoane, iar cluburile sau asociațiile naționale vor fi sancționate cu o amendă de minim 30.000 de franci elvețieni pentru comportamentul suporterilor. Desigur, în situația unor circumstanțe agravante se pot pierde jocurile cu 3-0, se pot scădea puncte sau se poate chiar ajunge la situația în care clubul respectiv sau Federația Națională să fie excluse din competiții sau retrogradate într-o categorie inferioară. În ceea ce privește FRF, FRF, o să vă rog să trecem la slide-ul următor. De fapt, trebuie să mai menționez că FIFA prevede în regulamentul propriu o sancțiune pe care o are și Federația Română de Fotbal implementată cu privire la comportamentul spectatorilor. Astfel, un spectator care dă dovadă de atitudini rasiste sau discriminatorii va putea fi sancționat cu minim 2 ani de interzicere a accesului pe stadioane. Sincer, eu până astăzi nu am cunoștință de existența vreunei astfel de decizii, nici în ceea ce privește România, nici în ceea ce privește, să spunem, practica organismelor jurisdicționale ale FIFA. Așa cum spuneam, Federația Română de Fotbal a implementat și ea aceste prevederi, are în regulamentul disciplinar, în articolul 54, are o abordare cumva similară cu regulamentul disciplinar al FIFA. În schimb, sancțiunile sunt mai drastice pentru jucători și oficiali, deci minim 6 jocuri pentru jucători, iar pentru oficiali minim 4 luni. Se sancționează automat și clubul căruia îi aparțin respectivele persoane cu amenzi. Există o prevedere în regulamentul disciplinar al Federației Române cu privire la faptul că amenzile se aplică gradual, deci nu se va da niciodată amendă maximă la prima abatere, poate, nu știu, în situații deosebite. De asemenea, cum spuneam, și în regulamentul Federației Române de Fotbal se prevede acea răspundere solidară a clubului sau a clubului față de spectatorii care încurajează respectivul club. Desigur, dacă nu pot fi identificați respectivii spectatori ca aparținând uneia dintre galerii, va fi sancționat întotdeauna clubul gazdă, acesta fiind cel care organizează jocul și având practic obligația de a asigura desfășurarea în mod normal a acestor prevederi. Aminteam de faptul că și Federația Română de Fotbal a implementat acea sancțiune pentru suporteri, dar care n-a fost niciodată pusă în practică, pentru că nu poate o comisie a unei federații care este până la urmă un ONG să pronunțe sancțiuni împotriva unor persoane care nu au nicio legătură cu fenomenul respectiv, nu sunt legați în niciun fel de Federația Română de Fotbal. Astfel că principalele sancțiuni care se acordă sunt cele împotriva cluburilor.